Bun găsit, dragi prieteni, la un nou început de sabat, la programul Sabat Rest Art. Mă bucur că din nou am ocazia și privilegiul să spun bun venit tuturor celor care sunt împreună cu noi online, pe Facebook sau pe YouTube, la o nouă ediție a acestui program. Este un nou început de sabat. Este un nou sfârșit de săptămână, unde cu toții am alergat și parcă atât de mult pe final de an alergăm încolo și încoace cu tot felul de proiecte, cu tot felul de planuri, dar ce frumos și bine este când putem să ne oprim. Așa cum spune Scriptura, putem să ne oprim piciorul. Suntem din nou în Biserica Băneasa și transmitem live și vă încurajăm să distribuiți programul nostru ca mulți alții să se bucure la acest început de sabat. De fiecare dată când începe sabatul, îmi aduc aminte de copilărie. Am mai spus-o și cu altă ocazie, dar aș vrea acum să surprind de alte momente. Mi-aduc aminte de tatăl meu, de mama mea, cum pe mine și pe frații mei ne învățau ca vinerea, ziua pregătirii, să ne oprim, mâncarea să fie gata, să lustruim ghetele. Sarcina aceasta îmi revenea mie, să iau toată încălțămintea, mai ales iarna, cu cizme, cu ghete, aveam mai mult de trebăluit. Era o bucurie să ne pregătim pentru sabat și am învățat că pentru sabat este bine să te pregătești. Chiar era o glumă, oameni care se întâlneau cu adventiști, alergau vineri, alergau. De ce alergați? Păi vine sabatul. Dar cine e sabatul ăsta de alergați? Și știți, când ne întâlnim în sabat, când așteptăm sabatul, oare așteptăm ziua aceasta sau așteptăm pe Domnul sabatului? Pentru orice alte întâlniri, pentru jobul nostru, depunem efort, vrem să fim acolo la timp, ne pregătim cumva. Cred că și pentru sabat trebuie să ne pregătim mai mult, să intrăm așa liniștiți în ziua aceasta. Tot părinții aveau, sau bunicii aveau o vorbă, să nu dăm buzna în ziua aceasta. Și la fel avem gânduri frumoase, inspirate, care ne învață ca ziua aceasta să fie o zi specială. Ca începutul să fie cu un verset din Biblie, cu cânte, cu rugăciune și copiii să fie învățați. Ca această zi să fie pentru ei cea mai frumoasă. Să ne bucurăm când vine vineri seara, nu când vine sâmbătă seara. Și ca acest început, ca acest sabat să fie cât mai frumos, avem aici invitați în fața noastră niște tineri deosebiți din Dâmbovița, de la Târgoviște. Și vreau să nu-i ratez pe niciunul, Dasiana Badea, o să ne salut cu mâna să te cunoască oamenii, Pantilie Larisa, așa, Saiana Petrea, Sebastian Dinu și Teodor Dinu, care vor surprinde și ne vor conduce în momentele muzicale. Iar mesajul spiritual și deschiderea sabatului va fi făcută de pastor Robert Mandache, președintele conferinței Muntenia, și îl invit ca, așa, frumos, după obiceiul nostru bun, să deschidă orele prețioase ale sabatului. Poftiți! Mulțumesc, Ciprian, pentru cuvântul de bun venit. Mulțumesc pentru invitația la acest program special. Vă salut pe voi, dragii mei, salut pe cei prezenți aici și de asemenea pe toți cei care ne urmăresc. Și este bucuria mea să spun un bun venit sabatului cu ocazia aceasta și vă invit ca împreună să îndreptăm gândurile noastre, inima noastră către Dumnezeu, deschizând această perioadă specială de închinare înaintea Domnului, aceste clipe puse deoparte, cântând împreună imnul numărul 680, când se lasă umbra serii. Un imn care, de asemenea, mă duce gândul la familie și la ocaziile acelea tihnite, când împreună cu mama, cu tata și cu frații mei deschideam sabatul, deschideam cuvântul și începeam o zi cu totul specială, așa cum sper să fie și această seară a șederii noastre împreună. Thank you.
alături de aceste acorduri, aș vrea să așez cuvintele inspirate ale unuia dintre psalmii lui David, care în psalmul 40 cu versetul 16 ne dă următorul îndemn: să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică fără încetare: mărit să fie Domnul. Aș dori ca aceste gânduri să inspire mintea noastră, să inunde inima noastră la acest început de sabat și sper să ne regăsim cu toții în această dorință de a-L căuta și de a-L găsi pe Dumnezeul nostru. Pentru a cere din partea Domnului binecuvântarea sa specială asupra acestei ocazii, vă invit să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru modul în care ne-ai condus de-a lungul săptămânii pe care o lăsăm în urmă. Îți mulțumim pentru toate bucuriile pe care le-am trăit alături de Tine, pentru suportul simțit în încercările prin care am trecut și, de asemenea, pentru copasul acesta binecuvântat al sabatului. Îți mulțumim că în această seară putem împreună să fim unii lângă alții, cei care suntem în locul acesta, și, de asemenea, împreună cu toți cei care ne urmăresc în online, și cerem, Doamne, ca Tu să fii împreună cu noi. Suntem convinși că Tu ai pregătit pentru noi și în această seară și de-a lungul întregii zile de sabat binecuvântări speciale. Vrem să ne așezăm într-o stare în care să beneficiem de toate aceste daruri din partea Ta. Inima noastră să fie bucuroasă, să se desfete cu ele. Și în felul acesta să fim întăriți pentru timpul ce se va derula înaintea noastră dincolo de cotarele sabatului. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Sabat binecuvântat tuturor, sabat binecuvântat dragilor, cei care sunteți prezenți aici și cei care sunteți în online. Chiar mi-ar plăcea tare mult să ne scrieți de unde sunteți, de unde ați început sabatul, din România, știu și eu, de la munte, de la câmpie, de la deal sau, de ce nu, din întreaga lume. Ce nu v-am spus despre acești tineri minunati de aici, ei sunt, fac parte dintr-un grup, grupul Desiderio, care are un număr de 11 tineri, este un grup mai mare. Mâine seară, la orele 21, puteți urmări pe Speranța TV la o emisiune specială unde au cântat, unde vor cânta și unde vor participa la emisiune pentru tineri. Iar în seara aceasta, de asemenea, îi putem asculta pe parcursul acestui program.
O astfel de muzică aduce împlinire sufletului, aduce satisfacție, aduce bucurie în suflet. Și nu e așa? Ce frumos ar fi ca fiecare sabat să înceapă cu astfel de momente de închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu știu dacă și frate Robert va cânta, însă a spus că mesajul din seara aceasta poartă titlul Portativul Împlinirii. Sunt curios dacă va interpreta o cântare sau dacă ceea ce va spune are legătură cu muzica sau dacă s-a inspirat de la acești tineri minunați. Mai aveți voi o piesă? Iar după, fratele pastor va deschide în fața noastră Cuvântul lui Dumnezeu. Să diminuiesc cu nimic din trăirile înalte de care am avut parte în urma acestei audiții, o să mă limitez în această seară la a vorbi, deci nu o să cânt. Ca să rămânem în atmosfera frumoasă a impresiilor pozitive. Dragii mei, vă mulțumesc din inimă pentru această introducere muzicală superbă. Cred că este exact ceea ce aveam nevoie, atât eu cât și cei care ne urmăresc. Și suntem pregătiți în acest punct să facem un pas mai departe în întâlnirea noastră, în programul nostru. Și să descifrăm ceva din tainele titlului propus, și anume Portativul Împlinirii. Am pus titlul acesta ca să mă asortez cu voi și cu introducerea muzicală. Portativul este acea sumă a liniilor pe care compozitorul le trage pentru ca să aibă un suport pentru note, nu? Notele sunt cele care formează melodia, dar acestea nu sunt puse pur și simplu în aer, undeva aiurea pe o pagină, ci acestea sunt așezate cu migală pe un portativ. E bine, în această seară aș vrea să discutăm despre împlinire, despre ce înseamnă simțământul acesta frumos, valoros, savuros, uneori, de dorit al împlinirii. Și vom încerca să tragem împreună acele linii pe care se poate așeza această melodie frumoasă a împlinirii. Și am ales subiectul acesta având în vedere momentul anului, și anume faptul că suntem la finalul unui an, un moment de bilanț, de evaluare a ceea ce s-a întâmplat până acum,
pe de o parte, iar pe de altă parte suntem la începutul unei perioade în care proiecțiile noastre cu privire la viitor sunt destul de efervescente. Și ca parte a evaluării, probabil că fiecare dintre noi experimentăm la un anumit nivel simțământul împlinirii, nu? Ne uităm la anul care a trecut și cu siguranță că acesta a adus în viața noastră suficiente motive de satisfacție, de împlinire. De asemenea, când ne gândim la perioada de timp ce stă în fața noastră, proiectăm anumite idealuri, anumite visuri ale noastre și ne dorim împlinirea acestora. E bine, cum să facem să multiplicăm experiențele pozitive trăite până acum? Cum să facem să fructificăm lecțiile învățate în așa fel încât să avem parte de o experiență pozitivă a anului în care ne pregătim să intrăm? Am găsit în Scriptură, am redescoperit un pasaj din Evanghelie, mai exact din Evanghelia lui Luca, chiar la începutul acestei Evanghelii, în capitolul 2, avem relatată o întâmplare peste care uneori trecem destul de repede, pentru că centrul de greutate ale acestei întâmplări se leagă de un eveniment care captează de altfel atenția întregii creștinătăți zilele acestea și lăsăm cumva în urmă sau în umbră un aspect foarte important care ține de un personaj extraordinar prezentat de Luca aici. Înainte însă de a face cunoștință cu personajul acesta, aș vrea să vă provoc să vă gândiți la acel moment în care una dintre împlinirile dumneavoastră, una dintre dorințele dumneavoastră, au cunoscut împlinirea. Ce ați simțit, ce ați experimentat atunci? Îmi aduc aminte, copil fiind, mi-a dorit foarte mult un ceas. Ceasurile pe vremea aceea nu erau ca acum, pe toate drumurile și atât de accesibile din punct de vedere financiar. Și a trebuit să treacă o lungă perioadă de timp în care a trebuit să strâng bani, la care au mai contribuit, la suma respectivă au contribuit și părinții mei, până în ziua în care am avut ceasul în mână. Vai ce simțăminte puternice, ce bucurie, ce împlinire am experimentat atunci, nu? Momente de felul acesta sunt presărate de-a lungul vieții noastre. Mai târziu, de exemplu, mi-am dorit o mașină și am comandat o mașină și a trebuit să aștept câteva luni de zile până când aceasta a venit de la producător. Cât de fericită a fost ziua în care am luat cheile mașinii, nu? E bine, iată că întâlnim aici pe paginile Scripturii, în Evanghelia lui Luca, la capitolul 2, un personaj care își vede visul împlinit. Dar era un vis cu mult mai înalt decât un ceas, o mașină, o diplomă, un eveniment reușit, o casă sau orice altceva ce ține de dimensiunea aceasta materială. Și auziți ce se întâmplă. Începând de la versetul 25, avem relatată această întâmplare în Luca, la capitolul 2. Și contextul îl introduce în scenă pe Simeon. Iar omul acesta, ni se spune în versetul 27, că a venit la templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Vă închipuiți cât de fericit a putut să fie Simeon în ocazia aceea? O așteptare a lui de zeci de ani, iată că în sfârșit era împlinită. Atât de fericit era Simeon, încât spune în cuvintele cântecului său, da? Doamne, acum slobozește în pace pe robul tău. Adică viața mea se poate încheia de aici încolo, orice așteptare a mea a fost împlinită. Iată-mă la capăt de drum, la un capăt al drumului imaginat exact așa cum am gândit. Cât de fericit trebuie să fi fost Simeon în acele momente ale întâlnirii lui cu Iisus. Și doar în paranteză fie spus, marea bucurie a lui Simeon a fost întâlnirea efectivă cu cel pe care l-a luat în brațe, cu pruncul Iisus. A
acest tip de bucurie a lui Simeon, din păcate, este înlocuită astăzi cu alte tipuri de bucurii. Și bucuria întâlnirii cu Iisus este estompată de bucuria darurilor, bucuria zilelor libere, bucuria artificiilor și așa mai departe. E bine, este atât de plăcut să descoperi personajul acesta care atinge nivelul maxim al împlinirii lui. Idealurile, visurile lui, iată că sunt pe deplin realizate. E bine, întrebarea în fața căreia aș vrea să ne așezăm împreună în această seară este cum putem face să avem parte de această experiență. Care să fie portativul acela pe care putem așeza simțământul acesta profund al împlinirii, al lucrurilor realizate? Încercând să găsesc răspuns la această întrebare, m-am aplicat cu atenție asupra primelor două versete din pasajul acesta și v-aș propune împreună să descifrăm câteva din aceste linii fine ale portativului împlinirii. Și iată că în Ierusalim, spune versetul 25, era un om numit Simeon. Mi-a plăcut foarte mult această descriere. În Ierusalim era un om, pur și simplu. Asta înseamnă că pentru a atinge anumite niveluri ale satisfacției, ale împlinirii, nu trebuie să fii neapărat cineva. Nu trebuie să fii cineva din punct de vedere al statutului social. Nu trebuie să fii cineva din punct de vedere material. Nu trebuie să fii cineva din orice alte puncte de vedere. Ci poți să fii un simplu om. Descrierea aceasta este atât de caldă și atât de familiară. Simeon nu făcea parte din elita acelor vremuri. Simeon era un simplu om. Unul dintre miile de oameni ale Ierusalimului. Așa intră în scenă, așa este descris Simeon. Însă, omul acesta simplu, spune cuvântul mai departe, că ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și identificăm aici câteva elemente extrem de importante asupra cărora vă provoc în această seară să medităm împreună. Primul dintre ele, omul acesta ducea o viață sfântă. Și când citesc lucrul acesta, îmi dau seama că o primă condiție a împlinirii visurilor noastre este aceea de a ne concentra pe curăția vieții noastre. Simeon este în stare să se bucure de acel final împlinit al vieții lui. Pentru că acest final nu era altceva decât o încununare a unui parcurs a zilelor care se legau unele de altele în aceeași atmosferă a unei vieți sfinte. Dacă încercăm să aprofundăm expresia aceasta, o viață sfântă, înțelegem faptul că termenul sau termenii folosiți în descrierea acestei expresii ne duc cu gândul la corectitudine. Era o viață trăită în mod corect și autorul când spune lucrul acesta se referă în primul rând la corectitudinea pe care personajul nostru, Simeon, o manifesta în relațiile lui cu oamenii. Și cred că acum este momentul cel mai potrivit când ne facem inventarul lucrurilor trăite în anul acesta să ne punem întrebarea cât de corecte sunt relațiile noastre. Cât de sfinte sunt legăturile noastre sociale? În ce măsură am reușit să aducem curăția în acest capitol important al vieții noastre? Pentru că nu putem să imaginăm pe deplin simțământul împlinirii în absența acestui element atât de vital al portativului împlinirii. Și anume, trăirea unei vieți corecte din punct de vedere al valorilor pe care le afirmăm. De aceea este timpul potrivit în această seară, la acest început de sabat, să ne aducem aminte de importanța vitală a trăirii corecte în relație cu semenii noștri. Și dacă se întâmplă cumva ca ceva din relațiile acestea să fi fost strâmbe, stricate de-a lungul anului, dacă ne dorim simțământul împlinirii
cu adevărat, atunci este timpul să îndreptăm liniile relațiilor noastre și să aducem noțiunea aceasta de viață sfântă mai aproape de experiența vieții noastre. În al doilea rând, aflăm despre Simeon că era un om cu frica lui Dumnezeu. Este cumva un secret pentru modul în care el reușea să întrețină relații de calitate cu semenii lui. Avea un anumit mod de raportare la Dumnezeu. Un sinonim ceva mai arhaic al acestei expresii, frica lui Dumnezeu, era acea de evlavie. Este o noțiune despre care vorbim parcă din ce în ce mai puțin astăzi. Dar evlavia, acea aplecare atentă, spirituală, acea deschidere totală a minții și a inimii lui către Dumnezeu, era ingredientul, cel de-al doilea ingredient important, care a adus experiența aceasta a împlinirii mai aproape de viața lui. A te raporta corect la Dumnezeu. Nu în sensul de teamă, frica lui Dumnezeu, ci în sensul acesta al prezenței lui Dumnezeu în experiența lui de viață. Îmi place atât de mult expresia aceasta, mai ales în contextul zilelor pe care le trăim, un context în care Dumnezeu este din ce în ce mai departe de centrul vieții și al preocupărilor noastre. Pentru Simeon, nu aceasta era realitatea, ci Dumnezeu era centrul existenței lui. Raportarea la Dumnezeu era ceea ce modela întreaga viață a lui Simeon. Apoi, dacă facem un pas mai departe, descoperim alte două elemente foarte importante care mi-au atras atenția într-un mod deosebit. Spune versetul 25, ultima lui parte, așa, că el, Simeon, el aștepta. Și când citesc cuvântul acesta, expresia aceasta, Simeon aștepta, îmi dau seama că în viața lui Simeon mai era prezent un element important. Păstorii, de asemenea, așteptau. Magii așteptau și ei. Elisabeta aștepta și ea. Ce aveau în comun toți oamenii aceștia, toate aceste personaje biblice? Există un element comun care genera așteptarea lor. Și anume, acest element comun era legat de raportarea lor la Sfânta Scriptură, la cuvântul revelat al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că acest cuvânt revelat al lui Dumnezeu conținea acele profeții ce generau aceste așteptări. Ori, înțelegem faptul că atunci când proiectăm anumite așteptări ale noastre și ne dorim împlinirea lor, esențială este apropierea noastră de cuvânt, apropierea noastră de Scriptură. Simeon era un om dedicat studiului Scripturii. Și atunci când facem din acest cuvânt al lui Dumnezeu parte a experienței noastre de zi cu zi, parte a experienței noastre de viață, cu siguranță că experiența aceasta a împlinirii nu se va lăsa așteptată, ci ea va veni mai aproape de viața noastră. Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată, când cuvântul lui Dumnezeu este invitat să facă parte din experiența noastră. Sper din toată inima că cei care sunt prezenți aici, împreună cu cei care ne urmăresc, au înregistrat pe parcursul anului pe care, iată, ne pregătim să-l încheiem, experiențe savuroase ale întâlnirii lui Dumnezeu prin cuvânt. Și sper din toată inima că acest cuvânt a adus împlinire în viața noastră. Este de asemenea o condiție esențială pentru împlinirea celorlalte așteptări pe care le avem. Să fundamentăm viața noastră pe adevărul revelat al cuvântului lui Dumnezeu. Mângâierea lui Israel este o expresie atât de frumoasă, are o încărcătură profund sentimentală, dar ea face trimitere la un alt obicei de viață al lui Simeon. Pe lângă relații corecte cu oameni, pe lângă o relație caracterizată de teamă sfântă față de Dumnezeu, pe lângă faptul că
Scriptura făcea parte din experiența lui de viață, iată că un alt element este ascuns în expresia aceasta mângâierea lui Israel. Și anume, expresia aceasta era folosită adeseori în rugăciunile pe care le înălțau izraeliții. Înțelegem din expresia aceasta că Simeon era un om al rugăciunii. Și acest obicei de a sta de vorbă cu Dumnezeu aduce mai aproape de experiența lui, experiența totală, profundă, finală, desăvârșită a împlinirii. E atât de plăcut să știi și astăzi, la acest început de sabat, la sfârșit și la început de an, că rugăciunea este acea linie a portativului împlinirii pe care o poți trage în fiecare dimineață și în fiecare seară pentru a creiona, pentru a așeza un suport solid experienței împlinirii pe care Dumnezeu o are pregătită pentru tine. Și în ultimul rând, celălalt element care încununează, leagă toate celelalte elemente atât de frumoase, se găsește aici în ultima parte a versetului 25, dar și la începutul versetului 26, și anume, Duhul Sfânt, spune Luca, era peste el. Călăuzirea specială a lui Dumnezeu era peste omul acesta, Simeon. Și interesant este faptul că Duhul Sfânt îi oferă lui Simeon o perspectivă completă. Și anume, spune așa, versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Adică, Duhul Sfânt desenase înaintea lui Simeon perspectiva vieții sale până la final. Și atât de frumos să ai această perspectivă creionată, desenată, așezată înaintea ta de Duhul Sfânt. Să-ți dorești să știi încotro să îndrepți viața ta, mai ales la începutul unei noi etape, cum este începutul de an, și să îți dai seama, să realizezi că perspectiva largă a vieții tale nu este doar proiecția propriilor tale așteptări, ci perspectiva largă a vieții tale este dată de descoperirea personalizată a lui Dumnezeu pentru tine. Să ai convingerea aceea fermă că viața ta, etapă cu etapă, nu este altceva decât o împlinire a gândurilor înalte pe care Dumnezeu le are cu tine. E atât de frumos să știi lucrul acesta. Și iată că Simeon se afla în posesia acestei experiențe. El știa că nu-și va încheia viața, șirul vieții lui, până când nu avea să se întâlnească în mod personal cu Hristos Domnul. Această descoperire a Duhului Sfânt îmi doresc să fie descoperirea ta și descoperirea mea în această seară. O descoperire clară a așteptărilor și a planurilor pe care Dumnezeu le are cu noi. Iar cel de-al doilea element, dincolo de această perspectivă largă, spune versetul 27 că el a venit în templu mânat de Duhul. Adică, Duhul lui Dumnezeu îl călăuzea nu doar în ce privea imaginea de ansamblu a vieții lui, ci Duhul lui Dumnezeu îl ajuta să ia decizii cu privire la fiecare pas al fiecărei zile pe care el o trăia. Și în ziua aceea importantă, împlinirea lui supremă a fost atinsă de această călăuzire directă a Duhului lui Dumnezeu. Să recapitulăm. Simeon este cel care spune Domnului, Doamne, cea mai mare împlinire a vieții mele s-a realizat. De acum încolo nu există un scop mai înalt pentru mine. Totul a fost consumat, totul a fost atins. Te laud din toată inima, slobozește în pace pe robul tău, căci iată, am întâlnit pe cel care a venit să aducă mântuirea, lumina tuturor neamurilor. Cum a ajuns Simeon să trăiască această experiență frumoasă a împlinirii? A ajuns să o trăiască așezând următoarele linii ale portativului, și anume, o relație corectă cu semenii, o raportare plină de evlavie față de Dumnezeu, care era centrul vieții lui și nu doar la periferia vieții lui. De asemenea, era omul care studia Scriptura,
și era gata să-și acordeze propriile așteptări cu mesajul acesteia, era un om dedicat rugăciunii și mai presus de toate, viața lui nu era condusă de propriile idei, planuri sau idealuri, ci viața lui era condusă de Duhul Sfânt. Ideea foarte frumoasă pe care am descoperit-o parcurgând pasajul acesta, care încununează cumva toate aceste idei, este că împlinirea, de fapt, nu este un scop după care să alergi în viață, ci împlinirea este un rezultat al altor coordonate care trebuie aduse în viața ta, cele pe care tocmai le-am amintit. Îmi doresc din toată inima ca șederea noastră împreună în această seară să îl aducă mai aproape pe Dumnezeu de inima noastră, să aducă mai aproape de noi împlinirea gândurilor lui înalte și toate experiențele pozitive pregătite de El pentru noi să fie savurate în perioada următoare de timp prin Harul Său. Amin.
privind și ascultând mesajul rostit de pastorul Robert Mandachie, privind la acest Simeon și la cum îl descrie Biblia, am putea rămâne copleșiți de un astfel de om, de viața sfântă pe care o ducea. Însă mi-a plăcut foarte mult că ați accentuat la început că Biblia îl notează așa. Era un om. Și asta parcă ne dă și nouă speranță. Că n-a fost mai special decât noi. Că și noi putem să fim ca Simeon. Și foarte frumos ați construit în această seară, plecând de la Simeon, portativele împlinirii. Și să facă Domnul ca acest cuvânt să construiască linii ale portativului și viața noastră. Amin. Vă mulțumim pentru cuvântul răsit în seara aceasta. Mulțumim, dragilor, pentru piesele pe care voi le-ați interpretat pentru slava lui Dumnezeu. Vine seara trecută, la început de sabat, am povestit despre un festival frumos care urma să aibă loc pe 16 decembrie aici la Biserica Băneasa, în curtea Bisericii Adventiste de ziua 7-a, chiar aici, lângă sediul Centrului Medie Adventist. Și am povestit ce doream să se întâmple, ce speranțe, ce pregătiri am făcut și ne rugam pentru momentul acela. Acum putem să privim în spate, putem să privim la ce s-a întâmplat și aș vrea să povestim în continuare în seara aceasta câteva gânduri, câteva concluzii. Și am să o chem în față pe Gianni Adogaru, coordonatoarea acestui proiect, să ne spună câteva gânduri despre acest festival, Călătorie la Iezle. Ce puteți să ne spuneți, în primul rând, despre cei care s-au implicat? Pentru că noi spuneam că aici, la Biserica Băneasa, suntem cam puțini, am cerut ajutoare. Însă știu că unii dintre ei s-au mai îmbolnăvit, a fost o perioadă cu răceli, cu gripe. Am fost împreună implicați. Au luat alții locul. Ce s-a întâmplat până la urmă? Așa cum ai spus, nu suntem mulți aici la Biserica Băneasa, cei care ne-am implicat în organizare, dar suntem cei cu suflet mare. Provocările au fost mari, vremea rece, epuizarea chiar a fost înainte de eveniment, în care fiecare spunea că nu se simte bine, fiecare dorea ca să se roage. Dar și înainte de eveniment au fost provocările, dar și după provocări. Din glasul meu se subînțelege, da? Toată săptămâna am tras de mine, de voce. Dar vreau să spun și vreau să cred că a fost încă un festival, încă un eveniment reușit, în care cu toții am contribuit și aici vreau să mulțumesc fiecărui membru din echipă. Am avut ocazia să dau mesaje fiecărui în parte, dar vreau să fac și public. Pentru implicare, pentru dăruire, pentru timpul pe care fiecare l-a dăruit, pentru lauda lui Dumnezeu. Am avut tineri invitați de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, s-au înscris cu ceva timp înainte și au exprimat dorința să vină să participe, însă, pe ultima sută de metri, renunțau din motive de sănătate. Însă am avut bucuria ca alți colegi să insiste la alții și să-i aducă. Am avut colegi de la Biserica Adventistă Militar și împreună mai mulți oameni am făcut o echipă foarte, foarte frumoasă. Standul de la Viață și Sănătate, oameni de acolo, de la ADRA. Ce puteți să ne spuneți despre numărul participanților? Copii, părinți, adulți, cumva ați făcut așa un calcul? Cam câți au pășit aici, în această curte? La copiilor care au participat, sigur au fost peste 150. La final, după ce au parcurs toate cele 6 standuri, am primit cât un pachetel și ne-a fost simplu ca să facem o medie. În total, persoane, sigur, peste 250. Cu tot cu copii. Cu tot cu copii, da. Proiectul a avut în vedere și un ajutor pentru cei nevoiași. Cei care au venit s-au implicat, au adus daruri, jucării pentru copii? Aici este subiectul care mi-a plăcut cel mai mult, urmărind oamenii cum veneau, familiile, copilașii, bătrânii. Fiecare avea un cadou de dăruit, dar nu era un simplu cadou. Era un cadou ambalat,
era un cadou în care s-a văzut că s-a implicat emoție, iubire, dragoste pentru a dărui celorlalți copii defavorizați și ăsta a fost un lucru bun. Da. Chiar faptul că aici la Biserica Băneaza este un ecran mare și toată săptămâna premergătoare evenimentului a rulat același anunț, au venit și vecini de aici din zona, neaparținători ai bisericii și au intrat în curte, au venit cu copiii și au văzut că este ceva de dăruit. Ei nu erau pregătiți. S-au întors, mergem acasă să pregătim și noi ceva. Mă gândeam că poate e o scuză să plece. Însă s-au întors. I-am văzut prin mulțimea aceea, chiar am rămas surprins că pot să îi revăd, s-au întors cu un dar, cu un pachet. A fost așa, poate, cumva molipsitoare seara aceasta. O experiență, ceva care v-a atras atenția din seara aceea, pe lângă faptul că am avut oițe, măgăruși, pe lângă faptul că au fost oameni, nu știu, ceva, o experiență, o familie, niște copii, niște adulți, ceva care v-au atras atenția? Da, am două lucruri care mi-au atras atenția, deși era pe finalul programului și lumea a venit chiar de la început, mulți au stat până la final. A fost o atmosferă sfântă, o atmosferă de sărbătoare, cum îmi place să o spun. Toți s-au strâns în jurul colindătorilor la final, în jurul încălzitoarelor pe care le-am pus la dispoziție. Și lumea chiar nu a plecat repede și acesta a fost un lucru frumos. Al doilea aspect a fost o familie cu niște copilași care sunt într-o situație destul de defavorizată, au venit împreună cu părinții. Și au savurat fiecare moment, atât oițele, atât scena cu toate personajele și cum le explicau păstorii, hangiul, exact cum erau înainte, cum era pe timpuri. Și apoi și din bucate și chiar veneau și întrebau, toate acestea sunt gratis, mai pot să mai iau? Și era o bucurie și o emoție pe fața lor și chiar m-a bucurat lucrul acesta și am rămas cu imaginea fețelor lor în minte. Pentru cei care nu au văzut, pot căuta pe internet și pot vedea că două ore au fost surprinse de colegii noștri de la Speranța TV, o ediție specială sâmbătă seara trecută și pot urmări câteva cadre, câteva imnuri cântate pentru lauda lui Dumnezeu, acele standuri, acei oameni care s-au echipat în personaje și puteți să căutați, să surprindeți aceste momente. Acum, la final, iată, au trecut 7 zile de atunci, 6 zile, 7 zile. Care ar fi concluziile? Cu ce rămânem? Cu ce gânduri rămânem la final? Cu bucuria următorului eveniment. Deși este foarte greu de spus lucrul acesta, când te implici și ești prezent acolo, știm exact ce înseamnă să vii din timp, să organizezi, să stai și după ce se termină evenimentul și să strângi și să lași totul cum era înainte, nu este ușor. Dar deja cred că pot să spun că aștept următorul eveniment și cred că și cei din cei care au organizat, pentru că facem lucrul acesta pentru oameni și pentru lauda lui Dumnezeu. Bun, mulțumim frumos pentru aceste gânduri. Mulțumim mult de tot. Mai stau ceva să mă gândesc dacă să mai facem următorul eveniment. Dar probabil dacă vor mai trece una, două, trei luni și suntem odihniți, gata, mai facem altfel. Bun, cred că o altă concluzie ar fi să-i păstrăm rugăciune pe toți cei care s-au implicat, pe tinerii de la Liceul Teologic Adventist, au venit de bunăvoie, tineri care cu ocazia aceasta s-au apropiat mai mult unii de alții, tinerii de la Biserica Adventistă Militar, care poate cu ocazia aceasta, vorbind la persoana întâi, aceste personaje vorbeau la persoana întâi, eu sunt hangiul, eu sunt păstorul, poate că au înțeles mai bine Scriptura, poate că a fost un pas pentru ei să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și mă gândesc că ar fi frumos să ne păstrăm o rugăciune. De asemenea, pentru toți cei care au venit aici, din biserica noastră sau din alte biserici, să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să lucreze în viața lor și poate că au auzit un cuvânt, poate că au auzit o cântare, poate că au mâncat ceva bun și sănătos. Și poate toate acestea vor aduce o influență frumoasă în viața lor și să fie o ocazie să-L cunoască pe Dumnezeu. Dragilor, urmați voi!
să ne cântați din nou inimile cu alte cântări. Acestui program, Sabbath Rest Art, început de sabat aici la Biserica Băneasa. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Mulțumim frumos pastorului Robert Mandache pentru mesaj, pentru disponibilitatea de a fi cu noi în penultimul sabat din acest an 2023. Mulțumim grupului Desiderio, chiar dacă sunteți pe jumătate. Mulțumim... voi sunteți grupul de început. Sunteți veteranii. Și aș vrea să-i amintesc din nou pe nume, Dasiana, mulțumim că ai fost, Sari, cu drag, Larisa, Sebastian și Teodor, mulțumim că ați făcut efortul și părinților celor care ați făcut efortul să veniți de la Târgoviște până aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu închideți pentru că după ce voi face anunțurile de final, vor mai cânta două piese pentru lauda lui Dumnezeu. Peste tot, la televizor, în ziare, știu și eu, pe ecrane, suntem încurajați să dăruim. Spun oamenii, măcar acum, dacă toți oamenii dăruiesc acum, ce bine ar fi și noi să facem asta. Dar și data trecută vă spuneam și vă încurajam să nu o facem doar acum. Dar ce? Cei nevoiași doar o dată pe an au nevoie de gesturile noastre, doar în luna decembrie. Așa că să-i ajutăm, poate cu o îmbrățișare, cu un gând frumos, cu ceva de mâncare, cu ceva de îmbrăcat, să dăm din ce avem, din timpul nostru și celor care sunt în nevoie. De asemenea, pentru toți cei care vor să deschidă sabatul în biserica lor sau în casa lor, puteți să ne scrieți la adresa de mail contact@aronsabat.rest și de asemenea, dacă nu, pe un mesaj telefonic, 0766-070707. Sabatul este de-abia la început. Așa că dacă l-am început așa de frumos, cu un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu, cu o muzică specială, să petrecem orele următoare ale sabatului pentru Dumnezeu. Sabat binecuvântat tuturor și Dumnezeu cu noi. Amin. Thank you.
Thank you.